flori. Un vin să poți mere un suflet și apă. Se aprind și tu cândva, printre ele steaua ta. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, stimați spectatori, telespectatori, dragi copii, dear friends, dear guests, bine ați venit la Festivalul Concurs Internațional de Cântec, Dans, Arta Vorbirii, Arta Instrumentală, Modeling, ediția a cincea. Suntem deci la Constelația Talentelor, un festival care prinde rădăcină și tradiție aici în Republica Moldova. We are honored to be the moderator at this gala show. Here we'll over participants will evaluate which the best of the best. Sorry. Eu sunt onorată să am astăzi doi parteneri de scenă, unul mai emoționat decât celălalt. Unul este emoționat pentru că vede publicul său în față. E vorba de colegul meu, renumitul prezentator, Andrei Porubin. Mulțumesc! Iar celălalt este novice în domeniu și a făcut debutul la deschiderea festivalului, este membru al Asociației Moldova și minoritățile sale și în aceste zile a fost gazda primitoare a celor peste 500? 800? 800 de copii care au intrat în concurs, Valentin German. Și cel care a lucrat aseară până la miezul nopții aici, am înțeles. Iar alături de noi, sau în centrul atenției, sigur că trebuie să fie întotdeauna femeia. În centrul universului este întotdeauna femeia. Admirabila prezentatoare de televiziune și actriță, Rusalina Rusu. Și acum probabil ar trebui să salutăm prezența oaspeților veniți din cele 25 de țări aici la Chișinău. Dar, Rusalina, înainte însă să menționăm că și în acest an festivalul și-a extins geografia de participanți, le suntem recunoscători din start celor care în pofida pandemiei, în pofida oricăror interdicții, a restricțiilor, au găsit posibilitatea să vină la Chișinău și să facă așa ca de pe această scenă să triumfe arta. Mulțumim! Spasiba! Thank you! Și acum probabil ar trebui să ne pregătim noi trei, dar și domniile voastre din sală, pentru cel mai frumos și mai spectaculos show din această seară. E vorba de gala laureaților, cele de-a cincea ediție a Festivalului Concurs Internațional Constelația Talentelor. E merit aplauzele voastre. And I think we can start our big and beautiful gala show. Sunteți gata? Măi gatove? Are you ready? Vreți o surpriză? You are a surprise for you. I've got a surprise for you. Avem o surpriză, una surpriză. Dragi друзья, мы начнем с сюрприза, который преподносит вам председатель нашего жюри Бедрос Киркоров. Внимание на экран. Добрый вечер, кишиневцы. Я очень рад,
что имею возможность сегодня сказать несколько слов о нашем фестивале «Созвездие талантов». Особенно ее президенту Евгению Ур. Евгения Урсу – это человек, который зажгла вот этот фестивальный факел, который в этом году уже 5 лет, за 5-й раз мы проводим этот фестиваль. Женечка, сколько талантов прошли через наших рук, сколько мы слушали прекрасных певцов. И думаю, что сегодняшний конкурс, 5-летний юбилейный, он будет намного выше, намного качественнее, потому что уже мы привыкли работать хорошо. Так что я очень рад, но жалко, поезда не идут, и жалко, что я не смогу дать вам мастер-класс, но ничего, на следующий год, может быть, приедете и услышите мой мастер-класс. В этом году и в прошлом году мы начали номинация Филиппа Киркорова. В этом году тоже будет, она увеличилась, стало побольше людей. Я рад, что в сегодняшнем фестивале есть гости из Болгарии, Армении, Украины. Нас политика не интересует. Нас только одно – юные таланты, созвездие талантов. Пойте. В Болгарии есть такая поговорка: кто поет, тот человек никогда никому плохое не сделает. Мы совсем другого сорта людей. Мы добрые. Мы открываем свое сердце, когда выступаем на сцене. Отдаем всю свою энергию. А ваши аплодисменты возвращаются обратно, эта энергия опять к нам. Всего хорошего, ребята. До встречи. Bedros Kirkorov, președinte de onoare al festivalului, cel care a fost prezent la edițiile anterioare, dar din cauza pandemiei nu a ajuns aici la noi, dar vrem să facem o remarcă. Este prezent pe online și v-a urmărit de acasă pe fiecare în parte. Și acum cred că a venit momentul să lăsăm scena pentru tinerele talente descoperite în această ediție și care, din propria experiență, știu că vor fi și pe parcurs mediatizate și susținute de Organizația Moldova și minoritățile sale. Așadar, vine acum în avanscenă un băiețel de 11 ani care în acest an a reușit deja să impresioneze juriul din Anapa, Rusia, de unde s-a întors cu premiul întâi și a dus și de la Iași, România, premiul mare. E vorba de Nicușor Munteanu. Vrem să-i întâmpinați cu aplauze și să-i petreceți cu aplauze pe participanții noștri. Să nu mă strec, dacă păsările
Mulțumesc. Și acum aș vrea să-i fac spațiu în avanscene unei alte artiste în devenire. E atât de mândră că o lea în culise. Îi spune Samson Miruna Costina și vine din România. Când am întrebat-o dacă anul acesta a avut parte de festivaluri și de emoții, sigur că da. Premiul 3 la secțiunea creației la Mamaia Copiilor și a participat și la Constelația Necunoscută. De unde a câștigat biletul de participare pentru Constelația Talentelor? Așadar, din România, pe scena din Republica Moldova, în cadrul festivalului Constelația Talentelor, Miruna Costina Samson, România! Pașii tăi se pierd pe alt drum, te chem acum. Locul tău ca un arbore de argint mi-a amintit că povestea noastră fără de sfârșit va încununa într-o zi iubirea mea și-a ta. Nu-i târziu, nu-i târziu
profund, iubirea în zori, răsării de flori, nu se poate opri, nu se va sfârși. Mulțumesc frumos! Spasiva! Invit acum în scenă un colectiv deja binecunoscut și pe arena internațională, pentru că sunt laureați a mai multor concursuri internaționale. Să reamintim doar un singur premiu, premiul mare pe care l-au câștigat aici, la Chișinău, la Festivalul Constelația Talentelor, în categoria Instrumente. E vorba despre ansamblul de violoniști Corzile Fermecate de la Școala de Arte Alexei Stârcea din Chișinău. Astăzi, în interpretarea acestui minunat colectiv care apare acum în scenă cu aplauzele dumneavoastră, veți audia două creații muzicale. Lume, lume și Hora Staccato, aranjament de Oleg Negruțiv. Corzile Fermecate! Thank you.
Un duet, două fetițe micuțe de 8 și 9 ani, Rusu Gabriela și Nicolaev Beatriz din Republica Moldova, cu creația Lira, conducătorul artistic Mihalciuc Oxana și marinescu Violeta. Pe această scenă vor veni probabil cei mai mici participanți ai festivalului, mici dar voinici. Acești copii în această vară au obținut trofeul la Piatra Neamț la Festivalul Internațional Ziua Zâmbetului de Copil și de atunci o țin tot într-o joacă. Ei sunt membrii studioului de copii picături muzicale din Chișinău și vin în scenă să se joace. E vorba de Carlos și Daria. Thank you.
Un alt colectiv plin de prospețime, de frumusețe, de eleganță, sunt copii firește, dar au atâtea premii la activ că mi-ar lua foarte mult timp să le numesc. O să zic doar atât că în anul 2019 au câștigat Grand Prix-ul sau premiul mare la, aici, la festivalul Constelația Talentelor. Au fost aplaudați la Odessa, în Bulgaria, la Chișinău, la Bălți, unde vrei, peste tot locul, laureații ai mai multor concursuri. Este vorba despre studioul coreografic Dance Fabric, conducător artistic Victoria Ianiuc. Și astăzi, stați așa că astăzi în sală sunt grupul de susținători, părinții acestor fetițe minunate. Dance Fabric au o compoziție coreografică intitulată foarte original, Din altă operă. Говорящая котлета на одном столе жила. Говорящая котлета, говорящей была. Поговорить она любила, говорила дни подряд. О себе, о том, что было, и о том, что говорят. Что говорят? Что говорят? Что говорят? Что говорят? Что говорят? Что говорят? Более моде и природе, и о том, что было, и о погоде. Но пора настала, наступил черед, унеслась на бутерброде дяди Пети в рот, дяди Пети в рот, дяди Пети в рот. Acum, haideți să o invităm în scenă pe următoarea participantă, care ai 12 ani, deja a reușit să fie participantă a mai multor concursuri internaționale în Italia, Turcia, Ucraina și iată că avem ocazia să o vedem aici la noi și la ea acasă. Întâlniți-o pe Patrașco Valeria din Băuți, Moldova, cu piesa I Surrender. Go find a way, just end
Acum vine în scenă un adevărat amalgam de asemenea gheme. E vorba de o trupă de dans care are un nume în Republica Moldova, o școală de dans care a urcat pe cele mai mari și mai frumoase scene aici acasă, dar și dincolo de hotarele ei. O grupă de dans care a fost alături de mari artiști făcându-le coreografia și mai mult decât atât o școală de dans care crește talente. Categoria 10-13 ani, Just Friends, conducător artistic și coreograf Maria Gherța. Un dans modern alea Just Friends. Si no te pregunto, no sé la respuesta, ven dime que sí. Pues nadie dice que sí, claro que sí. Si no te pregunto, no sé la respuesta, ven dime que sí. Vai solta a fumaça, ficando bem louco de entorpecente, então. Foram me chamar, eu tô aqui, cadê o drink baseado? E o DJ bota essa porra pra tocar. Bora que chegou a bagunceira e o caos já tá formado. Já tô louca e ninguém vai me parar. Chama, a luz chama. Chama, chama. Chama, deita na cama. Chama, chama. Chama, a luz chama. Vê se não gama, já conhece a minha. Următoarele participante la spectacolul nostru de gală vor dansa războiul. Ele sunt mici de tot, le-am întrebat cum e să dansezi, cum e să aduci în scenă războiul fără să-l fi cunoscut vreodată. Și una din ele, mai îndrăzneață, mi-a zis: noi vom încerca să aducem emoția războiului, așa cum ne-o imaginăm noi. După ce și-au schimbat costumele din balerine, iată-le, revin în scenă fetele de la studioul coreografic Dance Fabric, cu compoziția 1944, conducătoare Victoria Ianiuc. Dance Fabric! When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where is your mind? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. Slovenia,
Arnica are 12 ani și înainte să viziteze Republica Moldova, a participat în România la Festivalul Internațional Constelația Necunoscută, unde a obținut locul 3 și biletul de participare pentru festivalul nostru. Arnica studiază la școala de muzică, îi place pianul, dar știe că vrea pe viitor să ajungă una dintre cele mai mari stele din Slovenia. Următorii participanți, reinvităm, mai corect spus, ansamblu Angel Dance cu dansul Painting Grace.
Urmează o baladă rock care personal îmi place foarte mult. Ei, bine, eu sunt din alt secol venit, dar cred că vă place și dumneavoastră, pentru că cea care o aduce este foarte tânără. Este o baladă rock lansată în 1991, ea nici nu era încă pe lume, de celebra trupă Metallica din Statele Unite ale Americii, o compoziție scrisă de James Hetfield și Lars Ulrich. Ea cântă de la 5 ani, are la activ mai multe premii, o groază întreagă, inclusiv 5 Grand Prix-uri, 5 trofee la Music for Kids, Florile Copilăriei de la Vaslui, Ceața lui Pițigoi de la Galați și Mărul de Aur. Astăzi, Ilinca Bold, Moldova, cu Nothing Else Matters. Noi nu mai zgonuai. Cele ce urmează și o să invit aici
în fața domniilor voastre un colectiv de dans popular care aduce în avanscenă un dans evreiesc. E vorba de ansamblul de dans popular Zâmbet, coregrafă Ana Crișmari. Acești copii au reușit să călătorească în Bulgaria, Ungaria, Grecia și abia așteaptă să se scoată restricțiile ca să înconjoare planeta în pași de dans. Întâmpinați-i ansamblul de dans popular Zâmbet! Gabriel Rodideal cu o piesă din repertoriul lui Filip Kirkorov și anume Jestocaia Lubov. Но в любимых глазах я
senza sfilato già. Acum să pipăim cu ochii zbuciumul vieții de la întuneric, de la beznă, la lumina soarelui, adică în toată splendoarea sa și în toate culorile lui. Cu colectivul de dans sportiv Grație de la Bălț, condus de Cornelia Țurcan. Întâlnirați! Rurac. Roman are 14 ani, este deținătorul locului întâi la Constelația Talentelor 2018 și locul întâi la Festivalul Internațional Volarea din România. Roman cântă la pian și îi place matematica. L-am întrebat unde se vede în viitor, iar Roman mi-a zis că i-ar place să fie un specialist în domeniul IT care în timpul liber cântă despre matematica inimii sale. Așadar, cu o melodie din repertoriul lui Filip Kirkorov, Roman Rurac. Mm-hmm.
Почему так жесток снег, оставляя твои следы? И по кругу зачем бег, и бежишь от меня ты? Не дает до утра спать снег, растаявший он вода. Ты одно лишь должна знать, я люблю тебя навсегда. Не дает до утра спать снег, растаявший он вода. Ты одно лишь должна знать, я люблю тебя навсегда. Почему голоса звезд в полумраке едва слышны? Ветер слезы дождя принес, только слезы мне не нужны. Разучился смотреть вдаль, разучился считать до ста, разучился любить февраль, он забрал тебя навсегда. Разучился смотреть вдаль, разучился считать до ста, разучился любить февраль, он украл тебя навсегда. Расстаются, когда ложь, засыпают, когда тьма. И по телу, когда дрожь, разрешают сводить с ума. И если хочешь идти, иди, если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути ничего уже не верну. Если хочешь идти, иди, если хочешь забыть, забудь, только знай, что в конце пути никого уж не вернуть. Хочешь идти, иди, если хочешь забыть, забудь, только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть. Только знай, что в конце пути ничего уже. Următoarea participantă care va ieși în fața dumneavoastră și vă va minuna cu piesa sa este Elizabeth Zahareva din Bulgaria, care a deja mai participat la multe concursuri internaționale, spre exemplu Bakiti Bala în Kazahstan cu locul 1 și Slavianski Bazar 2021 cu locul 2. Deci întâlniți-o acum cu piesa Listen, Elizabeth Zahareva. My dreams to be heard. Dead would I be pushed aside or
Odată ce Dumnezeu ți-a pus mâna pe creștet și te-a înzestrat cu talent, nu e un dar, e un chin, pentru că el, talentul, te macină o viață întreagă. Și slava Domnului de cei care au în preajmă un înger păzitor. Acum vine să ne danseze un asemenea înger. El va fi întruchipat de Anastasia Filipiu din Ucraina. Anastasia are 12 ani, este gimnastă și dansează de la vârsta de 5 ani. Ea este Mini Miss Ucraina și prințesă de Cernăuți. Anastasia Filipiu, Ucraina! Ай справді, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, і правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має, а крила має. Всіх цікаю, турботи забуваю, навколо очі самоти. Тобі я прошепочу, що знов чути хочу, як разом із тобою ми. Ти мої вітрила, музика моя, невагомі крила, підіймаючи небо. Частини серця разом ти і я, і мене не буде, і нема без тебе. Yeah. Не знаю, але вірю, душа плекає мрію, що шлях до тебе приведе. Земля летить все швидше, замить твоє обличчя, мій погляд в натовпі знайде. Ти мої вітрила, музика моя, невагомі крила, підіймають небо, дві частини серця разом ти і я. І мене не буде, і нема без тебе. Acest duet scenic există datorită doamnei Eugenia Ursu, pe care vă rog să o aplaudați. Ea este mama acestui duet. Ea este mama mai multor duete și mai multor apariții scenice, la, nu doar la festivalul nostru, ci și la alte festivaluri. Dacă el s-ar fi născut în Moldova, noi i-am fi spus Ion. Dacă s-ar fi născut în Rusia, ar fi fost Ivan, dar așa se numește Juan. Și este din Vietnam, Nguyen Hoa, Vietnam, și Mihaela Stratan din Moldova, cu o piesă din repertoriul lui Muslim Magomaev. Море вернулось, говорим чая, песни прибоя, рассвет пробуди. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. Парус
Синюю вечность летят до земли. Море навстречу им, детские сказки на синих ладонях несет корабли. Arutiun, Măcârcean, piesa Melodrama. Questa mia canzone, inno dell'amore, te la canto adesso con il mio dolo, così forte, così grande che mi trafice. Questa melodia inude l'amore e la quanto hai messo tutto il mio dolo, così forte, così grande che mi trafice. Del mattino
drama che canto senza te. Lucian Harutyun, Armenia, participant la Eurovision din partea Armeniei. Și asta este scena festivalului concurs internațional Constelația Talentelor. Și acum scoatem din lada de zestre ceea ce avem noi mai de preț. Scoatem tradițiile noastre, portul nostru, scoatem cântecul și dansul nostru popular. Pentru că alături de pâine și sare, atunci când oaspeții ne calcă pragul, noi le oferim sufletul nostru. Sufletul nostru pe care știm de fiecare dată să-l îmbrăcăm în cele mai frumoase tradiții. Și de această dată nu o să facem o excepție. Am pregătit la urmă un regal de cântec și dans popular. 3 pași la dreapta, linișor, 6 pași la stânga lor, se prinde mâini și se desprind, se adună în cerc și ar se întind și bat pământul tropotind în pași de dans. Ar fi zis George Coșbuc în nunta Zamfirei, iar noi o să numărăm și mai frumos pașii în continuare, pentru că vin în scenă membrii ansamblului de dans popular Izvoraș. 2 spice, 2 paie, dați Ciuleandra la bătaie! Târgu Mureș, de 12 ani, care, de asemenea, nu este primul lui concurs, a mai fost premiant al primului întâi la concursul Lira din Baia Mare,
A avut trofeu de categorie și la concursul octombrie pe portativa Vaslui, unde a și primit, de fapt, invitație de la organizatoarea concursului, doamna Eugenia Ursu. Astfel, haideți să vă invităm pe Pașcanu Nectarie. De sărbătoare în final cu ansamblul de dansuri populare Ghiocel din satul Corlăteni, raionul Râșcani, condus de Claudia Vala. Talentelor, ediția 5, ajuns în acest frumos și spectaculos final. 800 de participanți din 25 de țări ale lumii, peste 40 de membri ai juriului la cele 6 secțiuni de concurs.
Vrem să mulțumim încă o dată tuturor participanților, membrilor juriului, spectatorilor și în general absolut tuturor. Mulțumim! Și dacă v-au plăcut evoluările participanților ediția 5-a Festivalului Constelația Talentelor, vă rugăm să-i aplaudați pe toți la pachet! La mulți ani, Constelația Talentelor! Noi zicem la revedere, Constelația Talentelor 2021, și să dea bunul Dumnezeu să ne vedem și la anul sănătoși, voioși, de cântec și de voie bună, bucuroși! Un vis să poți mereu în suflet și apoi.